Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit din nou! Vom vorbi astăzi despre borșul proaspăt de tărâțe, care este o licoare a tinereții. Deliciosul borș, care dă gust ciorbelor românești, este un ingredient cu numeroase virtuți terapeutice. O cură cu borș de câteva săptămâni poate alunga numeroase boli. Tărâțele de grâu, ingredientul de bază al borșului, conțin vitamine din complexul B, beta-caroten, minerale, aminoacizi esențiali și carbohidrați, un adevărat tezaur. Drojdia de bere, un alt ingredient prețios, conține vitaminele D și H sau biotina, enzime, minerale, precum calciu, magneziu și fosfor, plus oligoelemente vitale pentru sănătate, și anume seleniu, dar mai ales crom. Frunzele de vișin care se pun să dea gust borșului conțin iod și potasiu, două elemente importante în tratarea afecțiunilor cardiace. Fiind un produs natural, borșul este foarte bogat în enzime. În Bucovina, înainte de intrarea în post, toate vasele și tacâmurile sunt clătite cu borș și apoi binecuvântate, semn că borșul este și un dezinfectant. În credința populară, îi scapă pe copii de ochi și le redă pofta de mâncare. Nutriționiștii recomandă cura cu borș pentru revigorarea întregului organism. Dacă vreți să fiți în formă, să vă mențineți tinerețea, beți câte o cană cu borș cu 15 minute înaintea fiecarei mese principale, timp de 20 de zile. După o pauză de 7 zile, cura poate fi reluată. Dacă aveți probleme cu ficatul sau cu bila, beți pe stomacul gol cu 15 minute înainte de masă câte o cană de borș. Pentru a fi mai eficientă terapia, în cana cu borș se adaugă o jumătate de linguriță de pulbere de pelin. Iată în continuare și alte motive să faceți o cură cu borș. Faima cea mare pe care și-a câștigat-o borșul este aceea că are capacitatea, încă neexplicată de oamenii de știință, că trezește omul din beție. Mai mult, borșul înlătură mai toate simptomele intoxicației cu alcool, adică ale mahmurelii, fiind un remediu fără egal în această direcție. Este perfect în cazul bolilor respiratorii cronice, bronșită, astm, sinuzită, adjuvant în tuberculoză, alcoolism, indigestie, vomă și oboseală cronică. Indiferent că vreți să faceți o cură sau că folosiți borșul numai în mâncare, rețeta lui ideală este cea făcută în casă. Și asta pentru că este lipsit de potențiatorii de aromă și de conservanți, care, pe termen lung, vă pot face mai mult rău decât bine. O cură de 21 de zile în care beți zilnic o cană cu borș dimineața, cu 20 de minute înainte de micul dejun, și seara, nu mai mult deoarece are un efect ușor laxativ, vă va face să vă simțiți ca noi. Pe lângă faptul că vă redă vitalitatea și vă răcorește în zilele caniculare, borșul este un remediu uimitor împotriva hipertensiunii, varicelor, artritei, depresiei, tuberculozei, intoxicației cu alcool sau cu tutun, bolilor hepatice și renale. Este un bun leac pentru ficat, piere, rinichi și colon. Borșul curăță rinichii și colonul, tratează litiaza urinară, previne cancerul de colon și întărește funcția organelor interne. În acest caz, cura de detoxifiere cu borș se ține 2 săptămâni, timp în care se bea câte o cană de borș pe zi cu 15 minute înainte de masă. Previne infarctul și redă sănătatea inimii. Borșul natural este cunoscut și pentru calitatea sa de a scădea tensiunea, nivelul colesterolului și glicemiei.
Specialiștii în nutriție îl consideră un remediu excelent pentru bolnavi cardiaci care suferă de infarct miocardic, hipertensiune arterială și alte boli de inimă. Este bun în regimurile de slăbire. Borșul este eficient dacă vreți să mai reduceți câțiva centimetri în talie. Atenție însă! Pentru a funcționa mai bine, este recomandat să evitați mâncărurile grele și excesul de grăsimi. Nutriționiștii îl consideră folositor, deoarece stimulează digestia și arderea grăsimilor. Grație probioticelor, precum lactobacilii, acidophilus și bifidus, borșul este detoxifiant și protejează colonul. Este un bun leac de bilă leneșă. Dacă aveți probleme cu bila sau cu ficatul, încercați borșul de sfeclă roșie. Are efect regenerant, depurativ și fortifiant. Îl preparați dintr-un kilogram de sfeclă roșie, o legătură de pătrunjel, una de mărar, una de leuștean, o căpățână de usturoi, o linguriță de drojdie sau o mână de mălai. Amestecați toate ingredientele într-un borcan, turnați apă și lăsați la macerat. Când amestecul s-a acrit, îl strecurați și umpleți din nou borcanul. Borșul care rezultă a doua oară este mai slab, dar nu-și pierde calitățile terapeutice. Din prima strecurare beți 2 pahare pe zi, din a doua 4 pahare pe zi. Pentru consum împotriva bolilor respiratorii cronice, precum bronșita, astmul, sinuzita, 2 căni de borș băute zilnic ajută la vindecarea acestor boli și, mai ales, preîntâmpină agravările și recidivele. Se fac cure de câte 3 săptămâni cu borș, care se bea de obicei cu un sfert de oră înainte de masă. Este adjuvant în tuberculoză. Se bea în fiecare zi o jumătate de litru de borș pe stomacul gol, înainte de mesele principale. Se pare că anumite substanțe active din borș blochează dezvoltarea bacilor care provoacă această maladie. Alcoolism. Pentru trezirea din beție se beau 1-2 litri de borș dintr-o dată. De asemenea, se bea minimum 1 litru din această licoare a doua zi pentru a combate simptome ale mahmurelii, cum ar fi amețeala și durerea de cap, tremurăturile membrelor, senzația de vomă. Se spune că cei care beau zilnic borș, mult, nu mai simt nevoia să bea alcool. Indigestie și vomă. Se bea zilnic înainte de masă o jumătate de pahar, un pahar de borș cel mult. Acest tratament este contraindicat în dispepsia acidă. Oboseală cronică. Se bea un sfert, o jumătate de litru de borș, dintr-o dată, pentru revigorarea rapidă a organismului și a sistemului nervos. Haideți să vedem în continuare și cum putem prepara borșul în casă. Dacă ați încercat să faceți borș și nu v-a ieșit, iată o rețetă sigură. Pentru obținerea unui borș aromat și sănătos, aveți nevoie de 500 de grame de tărâțe de grâu, 100 de grame de mălai, o crenguță cu frunze de vișin, 5 litri de apă, 20 de grame de drojdie, 1 kg de pâine neagră și leuștean. Faceți o maia din 400 de grame de tărâțe, mălai, drojdie de bere și apă caldă. O lăsați să dospească peste noapte și, după ce a crescut, o turnați într-un vas de sticlă de 20 de litri. Adăugați restul tărâțelor și apa călduță și lăsați să dospească aproximativ 6 ore. După aceea, adăugați apă fiartă până umpleți vasul, apoi pâinea neagră tăiată felii, bine prăjită, crenguța de vișin și leușteanul. Amestecați borșul cu o lingură din lemn, acoperiți borcanul cu un tifon
și lăsați amestecul să se decanteze o zi. Apoi puteți folosi borșul, cu amestecul de pe fundul vasului, care se numește poștină. Puteți obține o serie nouă de borș. Trebuie doar să adăugați apă fiartă și să agitați bine. Lăsați amestecul 24 de ore și veți avea încă o serie de borș proaspăt. O altă rețetă este aceasta. Se pun într-un borcan de sticlă de 10 litri cam 600 de grame de mălai și 600 de tărâțe de grâu. Apoi se adaugă puștele, adică preparatul care a fost deja folosit pentru borș. Un ingredient important al acestei rețete sunt puștele sau drojdia de borș. Puștele, dacă nu le aveți acasă, le puteți cumpăra de la țărani sau puteți face și acasă. Din 300 de grame de mălai și 300 de tărâțe, amestecate cu 500 de mililitri de apă rece și lăsate la fermentat 2 zile. Ulterior, veți avea grijă de fiecare dată să opriți puște, să păstrați la frigider pentru o nouă porție de borș. Mălaiul, tărâțele și huștele din borcan, la care se adaugă și vreo 2 crenguțe de leuștean, vor fi umezite cu un pic de apă rece. Vom amesteca, apoi vom turna deasupra apă clocotită. Se mai agită un pic conținutul cu o lingură, se acoperă borcanul și se lasă la fermentat 24 de ore. Apoi se filtrează și se pune în sticle. Cel puțin 2 săptămâni vom avea la îndemână borș făcut în casă. O altă variantă este 300 de grame de tărâțe cu 250 de grame de mălai, un fir mare de leuștean sau 2 mai mici, 2-3 frunze de vișin sau dafin și 4 litri de apă filtrată și călduță. Toate aceste ingrediente se pun într-un vas de pământ, o putinică de lemn de fag sau un borcan mare de sticlă și se amestecă cu băgare de seamă cu o lingură de lemn. Se așează apoi cu grijă la foc încet. Se amestecă din când în când cu lingura de lemn. După ce au fiert, se lasă să se odihnească 24 de ore. Separat se face o maia din 250 de grame de mălai amestecat cu apă fiartă. După ce se răcorește, se amestecă împreună cu 2 linguri de făină de grâu și se lasă la dospit 12 ore, după care se așează în vas cu celelalte ingrediente și se lasă la fermentat. Puteți bea borșul înainte de masă, o jumătate de pahar pentru cei mici sau un pahar întreg pentru oamenii în toată firea. Sau vă puteți spăla cu el ca să vă strălucească fața, ca într-o zi de sărbătoare. Oricum l-ați prepara, după rețetele noastre sau poate aveți o rețetă folosită de bunici, borșul reprezintă un produs natural cu efecte terapeutice deosebite, cu condiția să fie preparat în mod tradițional. Înainte de a mi lua la revedere, vă mai spun că borșul are și contraindicații pentru persoanele cu probleme gastrice, care ar putea să nu îl tolereze.